Și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem, iată, la un punct de lucru foarte important. Cei doi, Mihai și cu Gabi, se întrec unul pe altul, fac echipă și fiecare știe rolul lor. Iată, acum ei pun faguri. Este extraordinar de interesant cum cât de repede și-au însușit această chestie. Da? Pe o parte și pe alta. Mergeți să dați o probă, să știți, pentru treaba asta și sigur veți reuși. Da? Deci... Mergem la o stupină. Da. Așa arată un fagor pus de clipa asta. Deci, e perfect. Da? Am trecut prin cât mai multe lucrări. Una dintre ele foarte importante este și aranjarea fagurilor. Și voi ați înțeles foarte bine că de calitatea fagurului care se așează pe ramă, depinde modul în care albina o crește. Da? Da, da. Altfel, dacă el... Dacă începi prost, termină prost. Așa. Când flendurește și când vălurește fagurile de la bun început, acolo e tot. Am văzut rame care nu erau prea bine făcute și celulele prost crescute. Sigur că da. Și atunci, iată că suntem puși în situația să pierdem un astfel de faguri. Da? Voi acum nu mai pun folosiți, ați înțeles că doar prin greutatea fagurului și un pic apăsată cu mâna de către Mihai, care este specialist acum în chestia asta. Păi, Mihai, zice, mă uit la tine să vede că ai marfă de banchier în tine așa. Deci drămâiești fiecare mișcare, totul este calculat la tine. Nu stai pe gând. E vorba că din cauza băncii. Că așa am fost eu de la... Așa de la... Nu știu, perfect. Da. Îmi place mie să fiu perfect. Așa, dar să faci lucrurile de calitate. Exact. Să nu improvizați, nu... Cârpeala nu ți-e la îndemână. Nu, te uiți așa și nu te reprezintă pe tine. Nu mă reprezint. Mă bucur mult așa că... E mai ales îmi place foarte mult domeniul auto și când văd ceva legat cu sârmă, mă ia naiba. În loc să fie prins frumos, păi tu nu ești român, estetic și da. Funcțional, sârmă. Dar tu nu ești român, nu știi că asta este practica noastră? Ne-au prins Dacia, probabil. Așa. Dacia era... Am sărit la Sierra. Așa. Așa. Da, dragilor, iată pe cei doi care puteau săptămâna asta să facă orice altceva decât să vină aici la stupină. Au venit de luni și au solicitat tot felul de lucrări. Eu n-am stat pe gânduri să nu vă pun chiar din prima zi. Mă amintesc că a spus mâna pe o ramă, nu? Erați așa foarte... Tu... Dar nici măcar nu m-ați pregătit, m-ați luat așa, ca din oală. Gabi, n-aveai... Dacă te pregăteam, nu știu ce, dacă îmi ți-a zis, era în film și am zis, hai pune mâna pe ramă acum, n-ai avut în control, a trebuit să faci asta. Da. Deci iată e cu multă desteritate și cu multă ușurință pun fagurii. Dar bine acum și de faptul că ramele sunt perfect executate, găurile astea sunt perfect pe centru. Pe centru. Da? Dacă una au mai stânga, mai în dreapta și ajuns pe centru, fagurile s-aș... Copii și el, sârmele. Mai sunt din cauza lemnului defectiv, la unele, dar mare parte s-a făcut foarte bine. Da, trebuie da. Să fie tensionată foarte bine sârma. Așa este. Sârma tensionată și totul trebuie executat perfect. Trebuie să copiem perfecționat de la albină. Nu? Că dacă ne gândim la hexagonul ăsta care este atât de bine executat și prisma asta hexagonală și apoi cum se termina cu fiecare piramide, te bag la matematică un pic, Mihai, te bag la matematică un pic. Acolo unde îmi place mie cel mai mult. Da. Da, oricum, dacă te numai facultatea, trebuie să te lovești de matematică, n-ai avut încotro. N-am avut. Așa, haide să desfacem, știți, vă spun să scoatem o bornă, zborna de acolo și să trecem la... Dragilor, vreau să vă prezint acum... Este un timp destul de neplăcut, așa, adică se așteaptă să plouă din clipă în clipă, numai că la început ploaia. Ramele știți ce o să facem? O să le băgăm pe linie, că
cât de curând o să ne apucăm de treabă. Și vedem ce lucrări mai putem face la fiecare linie. Du-te pe partea alaltă, Gigi. Hai! Dragilor, în capăt acolo se află cortul. O să ajungi și la cort, eu stau la cort acolo. Băi, ați venit în weekend, așa, în excursie, într-o o activitate de asta așa, recreativă mai ales. Dar ce ați descoperit? Că la albină nu-i chiar treabă așa simplă, să muncește, nu? Nu, dar nici nu mă așteptam să muncească. Deci nu credeți, așa cum își închipui unii, lăsați le jos, cum își închipui unii că când ai spus apicultură, albină, ai stup, te duci acolo, stai cu cana, curge mierea. Nu, nu sunt. Încă o dată, și încă o dată, eu nu lucrez decât o dată pe săptămână la ei. Da. Știi ce? De ce îmi dau eu seama, la voi va fi pentru început o activitate așa ca un hobby, să zicem, și asta e lucrarea cea mai importantă. Tu îmi spuneai, Gabi, că te-ai pus la punct, ai văzut toate filmele, dar ai dorit, l-ai corupt pe prietenul tău. Cel mai mult să pun mâna, să am contactul așa cu albina, să văd cum reacționez eu în primul rând, după aia cum reacționează albina la mine. Da. Dacă o trecut o săptămână și încă e bine, încă aș mai sta. Cumva. Ușor, ușor începeți să înțelegeți mecanismul ăsta de dezvoltare a familiilor de albine. Mă întrebai mai devreme, Mihai, cum e chestia aia cu mulțirea? Să știi că foarte multe filme le ai pe internet, la Prof Online, sunt așa grupate, înmulțirea familiilor de albine. Iar eu am brevetul pe înmulțirea dirijată și prevenirea și combaterea varozei, brevetul pentru invenții. Deci realizez performanță foarte mare la mulțire. Deci, dintr-un stup, să spunem că îți iei un stup în primăvara asta și urmărind tehnologia foarte atent și sigur că când îl ai lângă tine acolo, nu mai ești permis tu. Deci abia atunci ești, da, ești conectat la problemă și trebuie să o rezolvi. Nu poți să stai cu mașina în drum. Trebuie să găsești. Niciodată n-am stat cu mașina. Bine, ai avut grijă ca tot timpul să previi. Da. Așa. Și vreau să zic că în clipa în care îți propui să mulțești, iată, să spunem că suntem la un stup de acesta pe care l-am dezvoltat cu gândul să îl aducem la o... Ei au fost 3 în 1, da? Ia și tu o mască, Mihai, și pe urmă să vii să filmăm, discutăm. Deci, ei au fost 3 în 1. Doi din ei i-am mutat și a rămas doar unul singur. Am rămas cu o familie pe o familie 18 rame. Da, care s-a dezvoltat ușor, ușor. Și acum ne aflăm în debutul, înainte de debutul salcâmului și sperăm să... Mănușile, nu știu eu. Înăuntru, în baracă. Aici am să simulez un pic și problema care mi-ai pus-o tu. Da? Chiar sunt foarte curios. Eu nu prea am apucat să mă... Te uiți pe filme și... N-am avut timp efectiv, dar trebuie să îmi fac, să mă organizez cumva, că altfel... Da. Nu o să am succes. Așa. Domn profesor, vă spun eu, din experiența mea, că am văzut toate filmele, deci toate informația o găsești tot. Nu, găsești absolut tot. De la tot. Cap la coadă. Da. Sunt și grupate pe probleme, pe tematici, pe... Și eu doar din vizionarea filmurilor am putut să citesc o ramă de la cap la coadă, iarăși. Aha. Recunosc da. Și celule și... Tipuri de celule de... Ce problemă are și ce are bun și tot. Da. Deci eu știi, defect profesional, să zic așa. N-am știut să țin vreodată vreo informație pentru mine. Aș zice așa, păi da. Dar cum, da, asta e rostul profesorului. Cu fratele dumneavoastră. De ce faceți asta? Și am zis că, păi și ce să facă cu ea?
Dacă o ține cu informația, ce să facă? Păi da, dar ce să fac cu ea? Mi-e într-un mormânt cu ea, ce rost are? Deci asta e chestiunea care m-a frământat tot timpul. Tot ceea ce am avut descoperit uneori, trebuie să spun că sunt și lucruri noi pe care nici n-am citit o carte, n-am văzut nimic, dar am zis îndată ce am pus mâna pe informația aceea, trebuie să o comunic, imediat. Bunoară la roire, am mai povestit, nu? Când se pleacă din stup, există o primă etapă intermediară, o tufă, ceva, un copac micuț unde se prinde la câțiva metri de stup, familia de unde a plecat, roiul acela, și acolo, la roiul secundar, atenție, la roiul secundar, până acolo, sunt și perechează o matcă. O matcă care este deja selectată. Ea probabil, celelalte bănuie că interesul e crescut pentru una dintre ele. Probabil că, mă rog, și felul în care o crotesc, felul în care... Și atunci și masculii se sizează chestia asta și în momentul acela, convins sunt că împerecherea se face acum, aici, doar cu trântorii din stupina respectivă, din stupul respectiv. Că, în general, împerecherea se face cu mascul de oriunde. Dar nu e bine asta? Că să fie din altă parte, ca sigur să, că da. Să fie gena bună. Da, 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 consangvenizarea să nu fie o problemă care să ne... Deci, în timp, cumva, e bine să aduceți măci și din altă parte. Și din altă zonă, sigur că da, din altă stupină. Da? Dar se rezolva cât de cât natural, pentru că, spuneam, în momentul în care a rămas o matcă aici, s-o roi și principalul și secundar și s-o sfârșit, s-o pus de văruit. Da. Adică ce a rămas acolo? O mână de albină și câteva mătcuțile cele care mai sunt acolo se bat între ele, că nu mai au cu ce pleca, că au plecat deja două, trei serii. Și atunci, aceea care rămâne... va ieși la împerechere, se duce până la 10 km. Deci caută masculii până la o distanță, până când îi găsește. Îi găsește dregul prin poieni, așa, sau ăștia la un șeptic, spuneam așa, și că trec. Ei au mâncat bine, stau așa, cu purta la soare, n-au treabă. Și când trece ea, îi alertează, ei, cu mirosul specific, și atunci ăștia se iau după ea, vă spuneam, formează 70-80 de trântori, după așa, se face selecție în aer, aleargă și cam în zona lui 8 metri se întâmplă împerecherea. Am văzut masculi care au căzut într-o stupină, se mai întâmplă așa, masculul când pică, el pică și e mort, definitiv, deci odată cu împerecherea, tot conținutul din interior, totul se desprinde de el și el rămâne ca o coașcă. Deci nu, e terminat, e așa. Și acum, ce voi face aici? Ce vom face? Spuneam că am să simulez înmulțirea. Deci, în perioada asta, matca, care este una singură, lucrează și dă continuu de lucru familiei. Continuu dă de lucru familiei. Dacă însă eu am să fac lucrul acesta, așa, anume am să retrag pe perioada culesului salcâmului, voi retrage un buzunărel. Aici o să o retrag. Și o să-mi aduci tu o diafragmă cu două ochiuri. Simulăm chestia asta. Pur și simplu simulăm ca să fac, bineînțeles, ideea pe care o am. Acum o să ții tu un pic camera și să filmez. Așa. Dacă te înțeapă Valbină, n-arunci camera. Nu. Rămâi dator la bancă, pe urmă? Nu rămâne dator nimeni. Am grijă să nu las datorii nicăieri. Da. Ce să facem? Deci, ramele acestea, să ne închipăm că sunt rame goale, nu ca acum, da? Da. Și asta este o ramă care văd că este plină, luată din față. Tot am tras ramele din față care erau încărcate și am pus rame noi. Adică rame la care erau crescute și care au fost puse pentru oat. Și să ne închipuim că avem patru rame goale, atenție, dar nu goale foi,
Albina este obișnuită să lucreze și pe aici, prin rampa asta de zbor. Este esențial. Nu toate ramele de aici sunt goale. Sunt și rame cu puiet. Noi să avem una sau două rame cu puiet. Așa. Deci vă spuneam că simulăm exact ceea ce va trebui să faci tu dacă te vei hotărâ să iei o familie de albine. Deci, vezi? Ai ajuns cu ea, ai trecut o parte din rame din față în timpul activității pe care ai desfășurat-o și anume ramele care erau cu puiet gata de ecluzionat, le-ai trecut în spate. Da. În felul ăsta ai dat drumul în față tot timpul la măci și să lucreze la capacitate, da? Așa trebuie făcut. Pentru popularea buzunarului, deci ca să populăm buzunarele lor, tot tragem rame din față în spate. Le punem în buzunarele. Și în felul ăsta dăm și de lucru la familia de bază din față, nu? Sigur că da. Familia de bază este tot timpul. Are o ramă goală, o ramă la crescut, are una, da. Două. Da? Deci nu riscăm să intrim în frigurile lui. Nu, nu, pentru că până umplem noi... Și când am umplut buzunarelul, îl mutăm în roiniță și tot așa, nu? Așa, așa. Deci asta este o ramă crescută în sistemul vechi, vedeți? Că mai are și celule de trântori în partea asta aici, unde de regulă se întâmplă povestea asta. Da? Da? Și vă spuneam că de regulă se întâmplă asta în zona coroniței. Da? Aici și primăvara coronița este mâncată, celulele mari sunt, albina matca trece pe acolo și imediat intră și în celulele acestea. Iată, o dovadă clară dacă avem rame. Asta este o ramă, dacă observați, plină. Cu păstură, nu? Da, da. Plină cu păstură. Da, pe aici zona asta e plină cu păstură. Apicultorii, ca să țină frâu cât de cât roitul, în sistemul vechi, în sistemul de stup vechi, când clasic, așa, când are astfel de rame, așa, din când în când el taie trântorii. Astăzi am umblat un pic și am tăiat trântorii, ca să nu ajungă la 7-800 de masculi. Că în momentul în care se ajunge la 7-800 de masculi, familia gata, o ia aiurea. Da, o ia rasna. Și acum se face operația aceea, da? Uitați așa. Deci așa se îndepărtează masculii. Pur și simplu e distrusă, nu? Da, 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 da. Deci înainte de a ieși, da? Ei, acum, dacă ar exista familie, dacă ar exista varoa, infestarea cu varoa, ar trebui să vedem, uite aici o găselniță a ieșit, ar trebui să vedem, să scuturăm pe o hârtie, și să vedem dacă apar și femele de varoa. Când infestarea puternică, eu am pățit-o, ca o spun așa, cu durere, ăsta a fost motivul când am pierdut 60 de familii odată. Un vagon am pierdut. Infestarea a fost puternică, eu n-am mai ajuns să fac tratamente la timp, eram de unul singur prin câmp. Ei, și vedem așa femeia de varoa pe aici, care fuge așa... Nu numai mama, ci și două, trei fiice de ale ei. Deja împerecheate, deja totul e rezolvat și ele... Asta e găselnița de ceară, da? Uite că sunt mai strecoare. Dacă nu sunt populate foarte intens ramele, fluturile se strecoară și depune un ușor acolo, condiții sunt de mulțire și uitați așa să apare și problema asta. Așa. O, erau gata de ecluzionat. Da, da, da. Ăștia sunt gata, uite. Ăsta i-am luat capul acum. Da. Așa. Ei trebuie luați pentru că nu produc nimic. Da, doar consumă atâta tot. Consumă. Mai din perechere și atât. Din când în când albina, până să ajungi la momentul acela, albina îi mai obligă să împingă și polen cu capul. Nu vor. Cum întors albina capul, cum el iese de acolo? Dacă e trântor. Mai are cum. Hai, bă, l-ai înjurat când i-ai pus la treabă. De asta e și excesia. Da? Da, 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 da.
E frumos toamna când se termină complet, nu toamna, în luna, la începutul lunii august, urmează măcelul trântorilor. Și albina nu mai are de interes da, să rămână. Nu mai acceptă în stup. Nu mai, mai acceptă în stup? Trântorii în stup. Da, și infometează, doar asta fac. Da, și stau aici, pe perete și mor de foame. Așa. Da, și cad jos. Le face gard de albină. Și cum mișcă unul, cum îi sare în capul? Și are o frică de el, de albină, de nu mai știi ce cu el. Și preferă, și din când în când mai auză, se revoltă. Bum! Toți se dau, băi, ce facem aici? Murim? Ne impunem, da, da, da. Și mor, sigur că da. Și care cum moare cum alea de picior și-a aruncat afară. Deci este criminale așa în chestia asta, în comportamentul lor. Așa. Deci spuneam... Eficiente. Da, spuneam că... Vom proceda așa. Iată ce înseamnă, dacă nu-i rama perfect, vezi cum aici... Ondulată. Da, da, și vălurește. Albina nu mai, nu sigur că da, sigur. Niciodată. Da, e uite, folosit. Celula asta e așa, asta e îngrămădită, ce se facă ea, beata de ea? De aceea trebuie să avem grijă la... Vă spuneam înainte de a începe că foarte important este să avem ramele perfect lucrate și perfect... puse fagurile pe ea. Da, iată și aici a început colectarea varoa, deja am creditoare și începe treaba. Deci a fost crescut fagurile astea de desubt. În primăvara asta acum a crescut. Și celulele sunt mai mari. Nu mai celulele mari, numai de mascul. Doar de trântură. Da. Ei, aici când ea se hotărește să lucreze, să pregătească roitul. Acum n-are niciun gând de roit, pentru că e spațiu mare, avem spațiu. Asta e șansa la biostupă, de te poți descurca cum vrei și te extinzi. E foarte important, stăteam și mă gândeam aseară, atunci când puneți catul, cât de important e buzunărelul. Să avem acces la rama asta și... Da, fără să deranjez. Dăm caturile alea jos. Da, 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 este spectaculos de important și de plăcut să lucrezi. Vii și te duci, ai dat numai roința deoparte și ai luat de acolo, da? Este neamaipomeni. Deci uite ce vom face. Hai, ne spuneam că voi simula, da? Facem în felul următor. Punem diafragma și ne închipuim că avem o ramă. Între timp, albina a fost obișnuită să lucreze și pe partea asta, pe buzunărel, da? Da. Adică avem albină călătoare care știe să intre și să iasă pe acolo. Și atunci venim și punem rama. Aici avem o ramă sau două atâta din 5, că 5 avem voie să punem aici. Da? Avem 5 rame. 5 rame plus hrănitorul 6. Așa. Și punem din cele 5, două să fie deja cu larve, cu ouă. Știți? Și, pe urmă venim cu alte 3 rame, să avem 5 în total. Matca are, albina este, să aibă și albina călătoare, deci se descurcă pe partea asta. Și atunci venim și matca nu mai luăm acum, numai cât simulăm, am spus, nu caut să izolez matca. Da? Și am pus diafragma cu, dar nu, asta e în etapa a doua. În prima etapă, lăsăm hrănitorul tot așa, matca a venit pe cele două rame aici, vreo două zile ea lucrează în contact cu toată albina, care e spațiu de ouat. Practic s-a mișcat de acolo din cuib și rămâne aici în zona asta. În două zile, albina de aici începe să intre în panică. Adică de ce intră în panică? Pentru că pierde contactul cu, direct cu matca, da? Și ușor, ușor se întreabă pe unde este, ce se întâmplă. Nu-i treaba în regulă. Atenție, ultimele ouă care le-a depus ea, am voie să mă duc până la 3 zile, da? La 3-a zi ecluzionează. Ei, eu două zile o țin așa, iar a treia zi, viu și pun diafragma cu 4 ochiuri pe grilă. Deschid complet ochiurile. Și de miros, și aici, și anemanul.
dar obturez în felul ăsta. Îi spun calea și mătii. Mai puternic contactul se termină cu matca de bază, da? Da, matca nici nu mai poate să mai treacă. Matca nici nu mai poate să mai treacă de acum de acolo. Ei bine, acum, în a treia zi am spus, două zile las așa, da. Și a treia zi am pus diafragma pe așa ceva. Dar când pun diafragma, viu și cu rama de aici, ultima oată de ea, că eu am zis că mă duc cu două, trei rame goale. Goale, da. În sensul că nu sunt destinate bune. Destinate pentru oată. Da, 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 nu sunt oate. Și atunci matca acolo voi avea una din rame pe care am pus-o în colț de, de ouă proaspete. Da, 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 ouă care le-au de o zi. Sau... De o zi, de două, în sfârșit, în astea două zile. Eu o voi nota pe acea ramă și o pun în cuib. În cuib, da. Și cu ocazia asta iau o altă ramă cu puiet ca să rămână ei numai două goale, nu? Da, două, da, goale și da. Trebuie să fie cu puiet. Da, ca să fie și familia din spate puternică și din colo să avem singură ramă cu ouă proaspete și doar de acolo trage bot. De acolo trage, pe cea care am semnat-o eu. Da. Nici nu mă interesează, celălalt de pe care mai trage, mai trage și pe altele. Există riscul să tragă și de pe altele. Da, sigur că da, ia și din larvă, când s-au văzut în panică, ia și din larvă. Dar nu e orfanizare, atenție că nu e orfanizare. Deci contactul încă rămâne, mirosul de feromon încă rămâne. Și ea doar se duce spre aceea schimb liniștit de mască, da? Liniștit, da, da. Bun. Domn profesor, dar în cazul ăsta nu e păcat de rame că ne strică cu boci? Da, de regulă tot așa, se mai duce pe lateral, pe acolo, jos, da. Dar am văzut că pune și pe mijloc. Băi, pune și pe mijloc, sigur că da. Dar dacă știi cum se întâmplă, s-a rupt trei celule. Da. Și dă drumul la o celulă din centru, o face larvă de acolo. Strică nouă ramă. Da, dar eu când o tai înapoi, revin după aceea. Reconstruiește. Da, 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 reconstruiește, revin la forma inițială. Deci nu e un mare deranj. Pentru momentul de față, eu mă concentrez să am boci numai de pe rama care am introdus-o. Notată de noi, da. Notată de noi. Sigur că e din puiet, din ouă proaspete. Din ouă, nu la nivel de larvă. Da, 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 ouă proaspete. Deja orientată într-o anumită direcție. Atenție, încep să am acum surplus de lăptișor de matcă. De ce surplus? Pentru că nemai fiind matca care să vină și să ceară alte generații, nu știu ce, numai ce a fost acolo. Deja o zonă, în două zile s-a căpăcit, o parte s-au căpăcit, care au ajuns la noua zi, așa, la altele sunt spre final și alta care să vină generații nu mai am, că matca a fost retrasă în partea asta. Da. Ușor, ușor, surplusul de lăptișor de matca, acum se îngrămădește spre bocile pe care le cresc eu pe rama aceea. Ai înțeles? Adică, da, 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 da. Adică da. Hrănește bocile care... Foarte bine. Foarte vor fi boci de calitate. Hrănite bine. Ea și-a luat îndemnul și spune, gata, am nevoie pe zona asta să mă duc, am nevoie de boci, am nevoie de înlocuitor. Și în clipa în care am ajuns, deci am pus-o numai pe aceasta, am pus-o, da? Da. Numai pe aceasta. Mai viu cu o ramă să mă pot extinde și nu vin cu diafragma cu două ochiuri acum, ci pur și simplu rămân numai așa pe rama asta. Da? Ce se întâmplă? Femelele de varoa, dacă sunt femele de varoa, în clipa în care aici mă duc cam 9 zile de stau așa, tot ce a fost aici puiet s-a dus spre căpăcirii, ce a ecluzionat în 9 zile, nu, vârul generație care au venit așa, și dacă sunt femeile de varoa, vor trece prin ochiurile mele, da? Și vor fi înnebunite pentru că rama clăditoare este aici, da. Gata, pregătită și matca are tot timpul acces. Da, 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 da. Da? Deci ele vin la ouăle proaspete, dau în rama oarbă. Dau în rama oarbă, unde găsesc acolo nu, condiții pentru ca cele în a noua zi, acolo se îngrămădesc. Deci fac o captare a varoa foarte tare, foarte puternică. Ei, două săptămâni de zile până când ecluzionează mărcile de aici, da. Ei bine, am grijă, atenție, când am băgat rama clăditoare, rama mea cu ouă proaspete,
trebuie să distrug toate celelalte dacă le-au început de pe larvă. Da, da, dar le ca distrug, să nu ies înainte. Ca da. Să nu ies înainte, pentru că atunci mi-am stricat jocul. Uh-huh, așa. Uh-huh. Și tot ce se întâmplă acum cu ecluzionarea și în situația în care am infestare cu varroa, voi îngrămădi toată povestea asta pe rama clăditoare care stă acolo de sub, nu? Și prin ochiurile acestea, o parte din femeile de varroa vor cădea. De ce? Pentru că riscant e trecerea aceea cu antilope, nu știu cum se numesc acelea care traversează Nilul sau nu știu ce apă. Da, e distanța mare până la urmă. E distanța mare și există pericolul ca ele să cadă o parte. Dar foarte bine că pică. Pică prin sită și duc în așa și noi facem 18%, deci 18% prin fundul antivaroa se aranjează. Deci din femele, o parte pică naturală, în migrația asta care o fac. Da, da, da. Da? Ei bine, acum, din momentul în care m-am dus-o, în a 12-a zi, țin minte, în a 12-a zi, pe rama aceea care am hotărât eu să am boci, da. Deci pe rama aceea, voi reveni și voi recolta o parte din bocile de acolo, da? Ca să le folosesc pentru alte roiuri, iar asta o dau în două. De ce în a 12-a zi, domn profesor? Păi, sunt căpăcite deja? Sau? Da, până a noua zi se căpăcesc. Și da? Celulat? Și mai, da, de celulat de bot, ca orice celulat, a noua zi se căpășește. Și pe urmă, mai durează a 14-a, 15-a zi, ecluzionează, da? Mai, repede, mai repede decât albina. Și atunci eu viu și după ce s-a căpăcit, e coaptă, e perfectă, la 12-a, 13-a zi viu și pot face recoltarea. Da, da, da. Da? Mai durează o zi, două. Da, până... da, 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 ca să le prind. Și acum îmi notez pe căițel totul, fac riguros treaba asta. Și acum voi da în două, cu diafragmă despart în două. Am albine care știți să lucreze și pe stânga și pe dreapta. Da? Există o perioadă până întâi de vreo 3 săptămâni de zile și voi pune folia. E, unde am folia pus? Pe de sub tot, o cât în față, da? Așa. Poate ar fi bine să aduci și caturile să discutăm și chestia asta. Iadurile. Uite, am dat în două. Da, cu diafragmă. Cu așa, am prins-o cu pioneze, cum știți voi. Și pe colțul ăsta îi fac o fantă, da? Da. Și pe colțul ăsta altul, o pus așa în diagonală. Da, ca să nu se întâlnească prea ușor. În caz că mă... În cazul în care se întâmplă din ghinionul este ca să, matca care este în compartimentul ăsta, da. Neîmperecheată, eu îi las două boci aici, două boci frumoase, adică nu risc o singură botcă, cu două. Da. Două pe o parte și două pe o parte, da? Pun. Ca și... să fie selecție. Da, 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 și să fiu sigur că na, nu se întâmplă vreun accident, ceva, nu am lovit-o, ceva nu se întâmplă când am pus-o eu jos, să știu. Și atunci, lăsând așa un ochi, un fantă, albina care știe să lucreze, să duce în cat, da. Lucrează în cat. Catul se împline cu albina. Da. Da? Da. E bine, albina va lucra în cat liniștită, și fiind de fapt din aceeași familie. Da. Da? Acum începe un pic momentul când măcile sunt cele care sunt, care imprimă un alt miros specific fiecăruia. Da, evidențiază un pic mai evidențiază tare. Mai bine familia. Dar albina n-are nicio treabă. Și acum, ele vor căuta să măture în compartimentul celor șase rame, de la un cap la altul până să asigure că nu mai au nicio rivală. Da? Și abia după aceea ies la împerechere. Da. Da? Asta și cealaltă, pe culoarul ei, vor ieși la împerechere, e problema lor. Iar eu, în timpul ăsta, prin caturile care le am, albina lucrează prin fantele acestea două. Da? Și nu stânjenez deloc activitatea. Deci deloc nu se stânjenește activitatea. Da, cumva puterea e aceeași, rămâne aceeași. Sigur că da. Deci activitatea, dacă, să zicem, apare un cules, dacă mă duc
dacă mă duc în pastoral, dacă nu știu ce, așa, eu îmi văd de treaba mea. Am avea același număr de, de albine. Da. Numai că matca mamă este aici, matca mamă este aici. Să punem invers ca tu. Da, așa cum știți voi, cum v-am spus. Deci se face un mini Hahnemann, da? Da. Așa. Tot timpul se pune așa, nu? Tot timpul ca să, atunci când lucrez fără folie și așa, e toată albina, ea joacă ca un Hahnemann în cruce făcând. Da? Și matca când dă, nu stă, nu e atât niște, dat cu capul de leațul de jos, se întoarce înapoi. Da? Am înțeles. Deci asta este. Deci mai mult previne să nu vină matca. Să nu vină în cui. Da. Asta este secretul. Bun, am înțeles. Bine. Și acum am pus-o așa, i-am explicat lui, spun și ție pentru că tu ai plecat. Deci am pus diafragma despărțitoare. Da. Au ieșit măcile, am avut grijă să am și stânga și în dreapta, din clipa în care pun diafragma, să am două boci din care vor ieși, cele mai frumoase din care vor ieși măcile. Așa. Din cele două, una va fi cea dominantă și ea rămâne de bază. Și ele vor mătura cele 6 rame nebunite. Atenție, închid și ochiurile de acum aici. Deci ochiurile cu matca, mamă, mirosul și așa se închide înainte de a ecluziona. Da. Da? De pe diafragmă. Da. Din clipa asta... Izolăm complet. Am izolat-o complet. Dar până în astea două săptămâni am făcut și de parazitare. Și atenție ce treabă deșteaptă este. Vă să zic că eu fac, m-am dus la mulțire. Cum trebuie să faci tu? V-ați apucat de ceva și ați obținut mai mult. Da. Am făcut de parazitarea. Că a ieșit tot complet, am slăbit efortul făcut de familie pentru creșterea puietului, l-am slăbit, da? Pentru că am izolat matca și nu mai avut generații. Dacă am fost înainte de cules, cum mă pregătesc acum cu câteva familii să fac... Numai bine s-a dus albina la cules. S-a dus albina la cules, am făcut producții, în timpul ăsta se și organizează pentru mulțirii, da? Și la sfârșitul culesului, eu am, ce? Încă două măci posibil împerecheate. Posibil, n-am spus 100% împerecheate, pentru că există și riscul. Dar dacă una nu s-a împerecheat, am luat diafragma și am o matcă făcută, rezolvată. Deci eu nu... Printr-o unificare este atât. Ridicat și s-a terminat povestea. Scot folia, nu? Scot folia și totul se comunică. O matcă tânără obținută urgent. Așa. Acum ce am făcut? Ce am povestit acum numai pentru față, da? Pentru matca. Matca bătrână este aici. Ea a lucrat în perioada asta de două săptămâni de zile, l-a făcut pe ăsta și pe ăsta full de puiet. Vă spuneam că două rame le aveam cu puiet deja, nu? Așa și am mai venit cu trei eu. Deci în cazul ăsta putem să luăm puiet din spate, gata bătut, să-l punem în față în caz că avem nevoie de albină tânără. Sigur că da, proaspete. Dar eu fac altceva acum. O acum mă duc în roiniță. Am roiniță aici, da? Și cu, numai pe baza măcii de aici din spate, numai pe baza măcii astea, am creat și roinița. Da. Iau două rame cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare din cele 5, că am zis că 5 sunt. Tot timpul cu rama clăditoare stau de vorbă și decupez, deci am făcut o decupare, mi-am rezolvat problema și acum văd dacă sunt infestat, deci am controlul complet. Dacă în perioada asta când am cules ca un aspirator am tras varoa din familia de bază. Și acum văd, am infestare pe o foaie de tai trântori cu... Dau jos, mă uit, da? Și acum împopulez și roința. Da? Să ne închipuim momentul acesta. Aduci iată. Aduc și roința. Rama asta l-altă o pun invers. Da. Atenție la momentul în care se duc caturile, nu se duc odată. Este un moment de panică, se creează căldura odată, nu? Se pierde. Gol prea mare, nu? Da, golul e prea mare. Și atunci eu zic, pun o folie aici, să mă duc un sigur cat.
la o primă... Da. Și după ce... Chiar și cu efectul ăla de zet și mergem cu jumătate. Da. Dacă n-ai foi crescute, atunci mergi cu jumătate ca să poți crește. Să nu supra-soliști odată familia. Și urmează etapa cealaltă când s-a umplut ăsta catul. Ăsta faci schimbul, la schimb nu-i pui zetul. Da. Că e deja albine sus, albine jos, e cald, totul e rezolvat și doar sporește. Ei, nu se vine rămânța. Da, nu un pic, dă-mi eu. Trebuie întors catul. Așa, da. Am avut, așa, l-am pus. L-am pus pur din niciun cuce. Da. Și al doilea cad vine în aceeași poziție ca primul, nu? Da, adică dar vreau să spun... Poziția al a ramilor, în interior. Deci nu neapărat ca primul. Poți să fii și aici cruce, poți să fii, dar dacă nu cruci, nu se întâmplă nimic de așa. Jos acolo este momentul... Acolo esențial, da. Păi da. Ei bine, acum am pus caturile, am spus în două reprize și punem și roința. De acum nu mai am treabă cu familia de bază. Am constatat că măcile s-au împerecheat, sau dacă numai una s-a împerecheat, l-am unificat, rezolv problema aceea și văd exact ce se întâmplă, care e calitatea măcilor respective. Dacă am în baftă să fie amândouă împerecheate, zboier, ce fac acolo? Iau una după ce a început să ouă, una din ele o iau pe două rame, trei, așa, și o duc și am dat drumul la un roi, iar cealaltă am luat diafragma între ele și am expandat. Da? Și acela a plecat iarăși la treabă. Înainte de tei, eu sunt cu matcă tânără pusă în față aici. Cu două chiar. Dacă cu două, dacă am baftă, sigur că da. Dar în toată perioada asta mă duc și aici. Mi-am luat două rame. Și l-am pus în roiniță, am spus cu puiet, atenție, cu puiet, gata de ecluzionare. Să vedem mult tineret. Să vede acolo pe ramă că e albine tânără, care nu mai ieșit. Dacă se greșește și se bagă o ramă care a fost căpăcită mai, acum să spunem, a 10-a, 11-a zi, și pe ea nu este albină tânără. Doică, nu este nimic pe acolo, aia atunci e grav. Rămâne puietul descoperit. Descoperit și moare puietul. Uh-huh. Dar n-are cine îl încălzi. S-o termina. Dar putem recunoaște albina că e mai mică. Da. Și se vede puful acela pe ea. Vedem că e... Stă mai grămadă, se cunoaște. Da. E foarte ușor de găsit. Și am pus două rame de acelea. Ne dăm seama că e gata de ecluzionare și după culoarea căpăcelii, nu? Cu cât e mai închis la culoare... Da, dar acum te poți spăcăli. Te poți spăcăli pentru că dacă fagurile mai închis, ai sentimentul... Nu, tu trebuie să vezi cum iese albina. Am înțeles. Dacă vezi cum iese albina, când este clar că e aproape de... Că albina... Dar de obicei așa am văzut, domn profesor, unde e mai închis căpăceala, e gata de ecluzionat. Așa, dar dacă e un fagure alb care se iese prima generație, și acolo se face distinție între căpăceala proaspăt pusă, căpăcelul proaspăt pus și căpăcelul care deja s-a maturizat. Mm-hmm. Așa cum e la botcă. Nu, botcă, vezi, botcă crudă sau botcă coaptă, cum spunem noi, deci, când e gata de ecluzionare. Și acum, deci aici am pus două rame de acelea, am plantat o botcă de acolo din față. Atenția, acolo când alea, 12-a zi, când am zis că așa, recoltez, mă duc și aici și fac și lucrarea asta. Am băgat două rame la mătcuța de aici, mama de bază, da? Am băgat două rame și așa eu un dialog cu ăsta și cu ăsta, începe și popularea acestuia, începe matca de aici să ouă. Când începe să ouă, înseamnă că m-am prins încă un roi aici frumos, da? Și el mai ajută din când în când tot cu ăsta de aici. Iar ăsta când s-a umflat destul și nu m-am posibilitatea, îl iau complet și mă duc în altă parte și am făcut una cu matca de jos, care preia, ca și cum ar fi o singură familie. Asta vreau să vă întreb, ce facem cu nucleele astea nou format? Păi uite-le, ce să facă? E nebunit să facă asta. El e nebunit să facă și tu la fel mâine. Deci, este nebunit să prinzi tu tehnologia de mulțire. Vrei să vii tot timpul la mine să-ți dau eu roiuri? Nu prea ești încântat. A? Zici, bă, eu ce fac acum nu chiar treabă bună. Nu-i de om sănătos la cap, așa, ca să spună tot
tot ce trebuie să facă unul care s-a apucat la început, cu resurse minime. Da? Și cu ocazia asta învață toată tehnologia, în practică, concret, acolo, în dialog cu familia. Eu am avut așa o inițiativă, m-am dus pe la Ministerul Muncii și am stat cu cineva de la una, două, doamnă Grigoriu, acolo de la reconversie profesională și am spus așa, doamnă, dacă veți putea gândi, veți putea merge pe proiectul meu, veți vedea câte zeci de mii de locuri putem crea. Pentru că sunt tinere și ăștia care vor să facă ceva, vor concret să facă ceva. Iar investițiile care se fac de la Uniunea Europeană cu fonduri pentru reconversie profesională, așa, cum spun, în domenii de acestea bizare la care ajungi sau nu ajungi, mă gândesc chiar la apicultură, se întâmplă prin școlile astea de apicultură care se fac prin la direcțiile agricole sau chiar cei care, mai rog, mai deschis așa o școală, nu învață nimic despre concret partea practică, doar teorie. Și cu teoria rămâi așa, uite, el spune din filme, o înțeles foarte bine, dar a dorit neapărat să pipăie și el așa, să vadă ce reacție are când te înțeapă albină, să vezi ce reacție are organismul tău. De. Așa că sunt lucruri foarte importante. Cred că ți-am răspuns foarte atent la ce înseamnă mulțirea, da? Ți-am spus mai mult decât știu. Asta e bizar, nu? Să poți să spui cuiva mai mult decât știi tu. Dar într-un dialog mi s-a întâmplat așa, am fost stimulat de foarte multe ori de întrebările puse de cei cu care stăteam de vorbă și atunci chiar am mai dezvoltat încă. Aveați revelație, pură. Vreau să vă spun că ceea ce am prezentat acum este pentru prima dată. Acum, anul ăsta, vreau să fac acest lucru la familii puternic dezvoltate înainte de Salcâm. Ca pe perioada culesului Salcâmului, ideea asta rămâne, pe perioada culesului Salcâmului se întâmple ca în fața acolo să aibă loc tot procedeul ăsta. Mățile care vor fi crescute, vor fi crescute în plin cules. Vreau să vă spun că în condițiile acestea vor fi foarte bine hrănite, doi ca toată, fiindcă am tras-o pe mamă și cu obligația de a crește noi în generații, va fi din ce în ce mai multă și va avea forță ca să hrănească foarte bine bocile. Sper să fie o idee deșteaptă. Eu în proiectul sau în mintea mea, lucrurile n-au cum să meargă decât în direcția bună. Și cu asta voi arăta încă o dată performanța biostupului. Vă spuneam, brevetul meu este pe înmulțirea dirijată a familiilor de albine și colectarea varoa, da? Și lupta împotriva varoa. Și chiar asta voi arăta în momentul de față. Iar în momentul în care matca, mamă, ați văzut-o, este aici, ia pe toate cele 6 rame cu hrănitorul sau cu rama capcană, îl controlează. Deci, practic, toată varoa din buzunărel și ea din buzunărel este atrasă foarte bine de rama capcană. Deci absoarbe rama capcană și pe stânga și până pe dreapta, până în momentul ecluzionării. Atenție, în momentul ecluzionării, pentru a putea să favorizăm împerecherea și să nu stresăm măcele, închidem cu mirosul și hanemanul. Da. Deci atenție, și mirosul și hanemanul trebuie închis, pentru că așa se face izolarea completă. Să nu cumva să rămână încă albina cu gândul, știi ce, se pare că mai este totuși mirosul la matca care o percepeam noi și nu știu ce. Și se poate întâmpla, dacă lăsăm deschis, albina de aici care trece prin haneman se duce și omoară pe matca tânără. Zice, bă, dar noi avem, eu te aici, peste gardia noastră, ce caut aici asta? Deci nu, da. Avem grijă să facem aceste lucruri. Dacă observi, Mihai, dacă observi, totul este logic în ceea ce spun, nu? Nu e ceva ca o invenție, doar efortul pe care îl facem și îl fac eu este acela de a înțelege mai bine mecanismul și de a găsi breșe prin care să ne realizăm obiectivul. Adică, cum să mă mulțesc fără să afectez producția. Este spectaculos. Că noi, în clipa în care facem toată povestea asta, datorită faptului că, Mihai,
Albina ajunge în cat prin orificiile acestea două. Vezi? Eu am lăsat am lăsat orificii ca Albina, care a intrat pe rampa de zbor, să poată să ajungă în cat și să întoarcă înapoi. Și de aceea, am gândit ca în cat, pentru că pe ea o supun un efort destul de mare, să ducă prin apor și să lasă lung. Atunci am dat ordinișul aici și dau voie să intre și partea asta. Când îi curești și așa, ea este foarte încântată să iese rapid. Și ieșind, va intra în foarte multă vreme încă pe acolo, dar măcar la ieșire, să spunem, scuteți din forță, din drum. Și ușor, ușor se va obișnui și pe aici. Chiar se va obișnui să și intre. Și atunci, iată că putem folosi și chestia asta cu... dacă nu e eficient și toamna și... Nu toamna, când nu-i producție, nu stau cu ăsta închis. Stau, l-am deschis, îl închis și gata, am terminat povestea. Deci eu am gândit asta pe perioada de cules puternic maximă, da. Și când am aici fantele doar așa în colțuri astea deschise și zic să meargă și mai bine. Vom vedea exact concret cum o să gândim. Da. Deci la întrebarea lui Mihai cum înmulțesc familii de albine, cred că am răspuns acum destul de clar și mai ales, băi, ce ai mai găsit tu pe acolo? I-am făcut-o. Cățul. Uite, băi. Mi-a luat plăcinta, băi. Băi, băi, uite, băi. Băi, dar nu cu plăcinte ce le dă-mi astea. Băi, 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 o profitat de faptul că eu eram atent aici cu explicații și zic, acum i-am făcut. Ce-a făcut adică? Așa. Cred că simularea făcută a convins pe toată lumea. Nu rămâne decât să punem în practică și puneți în practică și tot să aveți așa. Să aveți succesul cel mai mare cu putință. Acum, n-am făcut decât simularea pentru că... Încă nu-i timpul. Nu-i timpul, da. Dar promit că atunci când fac urmează, concret... Urmează, da. În 4-5 zile când voi face concret chestia asta, să văd activitatea, să văd când începe culesul, Și secret în nectar planta, că dacă poate să fie floare, am avut ani de astea, poate să fie floare, să curgă de floare și îi seacă, nu dă nectar. Da, am înțeles că trebuie să fie peste noapte temperatură de 17 grade ca să poată condiții de secrete. Da, 17 grade ca să poată să secrete salcăm. Nu e temperatură, nu secrete. Asta e povestea. Și se pare că anul ăsta, nu știu, văd că alternează perioade de astea. Fric și cald. Înseamnă că o să prindeți. Un puțin, dar o să prindeți. Dacă în zilele acelea de cald rece, mă rog, ai albine suficientă, de multe și să prinzi câteva ore atunci când le prinzi. Dar asta fac apicultorii, exact ca la pescuit este. Deci tu te duci, te pregătești, faci tot ce te prinde de tine, arunci undița, și aștepți. Da. Se prinde, nu se prinde. Așa facem și noi aici. Am să închei asta spunându-le că le doresc din suflet tuturor celor care
pleacă în zona asta a apiculturii, ne doresc să aibă succes și să aibă tenacitate și dorință să iubească albina, asta e important. Deci dacă te îndrăgostești de albine, dacă nu dormi noaptea, îmi spunea de Neaure Gabi că m-am gândit azi noaptea, nu știu ce, la una, la alta. Aici este secretul reușitei. Deci să nu ai liniște. Eu mi-am amintesc că atunci când am luat prima familie în 80, așa, aveam microbul în mine, de acasă, de la părinți, dar visam tot timpul așa, zic, băi, dacă să pus și eu, prind odată o familie de albino, să văd ce fac. Eram 75 ani devenit profesor, în 80 s-a întâmplat treaba asta, am mai povestit, la un bacalaureat am ieșit, am plecat, am luat familie, două familii de albine și plecaseră apicultorii, am încercat să las și eu pe acei doi stupi în stâna aceea de oica, nu? Stupina aceea mare care era. Mi-a zis unul că, domn profesor, până când plecăm noi de vale, zice, haide să îi lăsăm, la Smeuriș era, zice, undeva stupina. Și fusese unul, erau ploi și așa, și au plecat una, două, au plecat spre Tei sau spre Floarea Soarelui, nu mai țin minte exact. Un singur lucru știu, că rămăsesc acei doi stupi ai mei în pădure acolo. Și veneam acasă, aveam vreo 20 de kilometri până când să ajung la ei. Veneam acasă și, bă, dacă nu mai găsesc. Și iar mă duceam la ei. Și iar mă stăteam, dacă nu mai găsesc. Până când am obosit și am pus pe mașină, aveam Dacia, nu, renumita Dacia, aveam un portbagaj și am pus pe amândoi și am dus undeva la țară, la mine acasă. Și așa i-am lăsat acolo și m-am liniștit. Dar am tras destul de tare. Numai ei doi stăteau în câmp, în pădure, acolo. Mai știau să-mi dori că sunt stupii profesorului. Dar, na, nu era pe baza unuia lăsați acolo. Și așa, din acele două familii, am ajuns să dezvolt o stupină destul de mare și să îmbrac și haina inventatorului. Să știți că nu este, cum spun, nici o clipă nu m-am gândit că am să îmbrac și haina asta a inventatorului, dar vine de acolo, de undeva, vă spuneam, din timp, a omului care tot timpul se uită în zone lângă care alții trec cu nepăsare. Doar asta e singura deosebire. Că cu toții vedem lucrul acela, dar nu ne prinde de anumite chestii. Însă dacă există un antrenament continuu în direcția asta, așa cum spunea Mihai mai devreme, că lui îi place la partea asta de șurubărit, la mașini, să arate, să facă, nu știu ce, să exploatezi această calitate a ta și deduci și o valorifici foarte bine în orice domeniu. Și așa spuneam, reușesc să faci performanță, dar cu un singur lucru. Nu mi-am pus niciodată problema câștigului. Deci eu lucrez, muncesc, fără să mă gândesc vreo clipă la ce câștig de aici. N-are importanță. Am atâta dragoste când muncesc, atâta dorință, atâta plăcere să muncesc, încât nu mi-e... Nu, dacă vine, să spunem, un câștig, vine după acest efort continuu. Corect, nu. Nu. Asta vine de ca și activitate ca profesor. Nimeni acum la clipa asta nu bănui că, sau nu și închipui că poți să te duci să faci meditații gratuit. Iar eu fac de 4 ani de zile, continuu chestia asta. De ce internetul este plin cu lecțiile mele? Iar acum prin Fundația Prof Online dezvolt acest proiect. M-ați văzut că de la ora 4 dispar de aici. Așa, săptămâna asta am avut o săptămână foarte, foarte grea, dar cu ajutorul Dumnezeu le-am făcut pe toate și inclusiv lecțiile acelea. Am bucurat pe aceeași. Nu vă puteți închipui voi cât de plăcut este. Am niște copii de clasa a patra și începe hârjoana acolo. Pur și simplu alergăm. Parcă ne jucăm pe câmpia aceea plină de flori. Este un spectacol când îi spun, proful, am o idee. Fac eu, proful, spune eu nu știu ce, nu știu cum. Este nemaipomenit.
Și așa se schimbă clasa cealaltă și vine cealaltă. Le spun, băi, dar și n-am nicio idee. Nici eu n-am. Am avut o fetiță atât de dezvoltată și atât de spectaculoasă, să spun. Mă recreez, pur și simplu, mă odihnesc făcând lecții cu ei. Și așa, așa se întâmplă zi de zi, printr-un efort continuu, constant, și aduc multă bucurie în casele oamenilor. Asta este spectacol. Vă mulțumim, domn profesor. Și eu mă simt foarte bine când simt asta. Chiar dacă n-aud din spuse lucrurile acestea în direct, cum o faceți voi acum, simt că așa se întâmplă și că pot pun și eu umărul acolo să facem un pic de progres într-un anumit sens pe cum îl pricep. Putem schimba lumea încet, încet, încet. Păi să știi că lumea se schimbă cu, uite așa, cu câte o contribuție minoră a mea, a ta, a altuia. Și așa, ușor, ușor, progresul se produce. Că dacă ne obișnuim să facem lucruri făcute de altul, numai de cele făcute de altceva și nu ne punem și noi mintea la treabă, nu se produce progresul. Mergem într-o singură direcție. Da, sigur. Robotizarea asta a gândirii este cel mai mare păcat care se poate întâmpla unui tânăr. Și din păcate... Școala face acest lucru. Prin tot ce se întâmplă, merg la matematică, modele de meghișiții. Cultivăm modele, învățăm formule, dar a căror utilitate nu o pricep nicio clip. Doar atât trebuie să înveți ca să treci clasa. Atâta știi tu. Că mai sesizez că e mare supărare în familie și că dacă tu ai învățat, atunci mai mult în liniște și mai departe. Dar nu sesizez frumusețea și partea practică. Nu mai spun de partea creativă, ca să poți să dezvolți la actul de creație, este spectaculos, că este nevoie de antrenament, nu se poate peste noapte. Da, să știi că nu, inventator nu țâșnește așa odată să desface ceva și au țâșnit inventator. Nu, el este rezultatul unui antrenament în timp ușor, 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 ușor. Și de aceea Prof Online face chestia asta la copii. Deci îi spun, bă, ai și tu o idee, hai să încercăm ceva, mă, hai, uite o problemă. Am sentimentul că facem alpinism și ai în față un zid pe care trebuie să-l, o stâncă pe care trebuie să o cucerești, să te treci dincolo. Și pentru asta trebuie să găsești soluții la problema aceea, să găsești modalități de a o depăși. De aceea este spectaculos și îmi place foarte tare. Nu obosesc. Vă spun sincer că nu obosesc. Îmi spunea cineva, zice, domnul profesor, dumneavoastră nu comunicați, nu oferiți informații, schimbați comportamentele unor oameni. Deci ai o altă atitudine, altfel simți că trebuie să faci în viață. Ce mult m-aș bucura ca pe cât mai mult se pot schimba și să fie o treabă bună. Dar, din păcate, vedeți, sunt oameni diversi și e foarte greu. Sunt și cei care te așteaptă la polț ca să te fauteze. Lucrurile nu sunt chiar așa cum le-am eu în mintea mea. În realitate sunt complicate, foarte complicate. Au și ei rolul lor, domn profesor. Ne ajută să-i apreciem pe cei buni mai mult. Da, corect. Uite, asta e un lucru extraordinar. N-ai putea să faci, n-ai avea criterii de comparație dacă toată lumea ar fi ideal la nivelul acela în care, să zicem, îi place Dumnezeu. Așadar, mergeți până la portul vostru ca să le arătăm băieților. Mergem, da. Nu mai am cheia de la poartă, că au venit prietenii noștri. Așa au venit. Dar cheia de la poartă este aici. Am stat prea mult aici. Hai că mă bucur. Oprim filmarea și voi, venim și cu prietenii voastre.